ora 5:30 dimineața și o trebuie să vezi spre gară. Și da, mi-am luat ochelarii de soare că sunt făcuți pentru a fi purtați noaptea. S-a descoperit că lumina lunii generează niște radiații policlitorisene care sunt nocive pentru vedere. Și după aia nu mai nimerești nici cu ochelari de vedere gaura. Bun, eu trebuie să merg la gară. Surprinzător se vede mai luminos pe telefon decât cum văd eu cu ochiul. Aia se pare că am luat destule raze policlitorisiene. Am prins și eu acum un pic de tupeu să mă filmez pe stradă, că nu e nici drag cu două mașini, dar nu mai îmi pasă. Ei bine, n-am avut în plan să fac vlog pentru călătoria pe care o să o am, dar mă plictiseam așa să ajung până la gară. Și ne-am zis, mai fac și eu ceva, să mai treacă timpul. Poate că unii deja vreți să ziceți, bă, ai mașină, ai permis, ai bani de benzină, de ce nu mergi, bă, cu mașina? Problema e alta. 1. O să vă coste cam vreo 500 de lei un plin de benzină. Salut, salut! Și 2. Decât să plec cu noaptea în cap, că o să mă întorc de unde o să mă duc, o să plec de acolo pe la 5 dimineața. Și decât să plec cu noaptea în cap, adormit și să mai iau și vreun pieton pe capotă, că n-am condus niciodată obosit. Noaptea am mai condus, dar să vă scol cu noaptea în cap să conduc n-am pățit, decât să mă risc aiureș pe distanță lungă. Aie. Și pentru cei care n-ați citit titlul, dacă într-adevăr voi posta acest vlog, voi avea chef să-l editez, merg la Posada Rockfest. La Stoneburn nu v-am făcut vlog, că n-am avut chef atunci. Eram cu mai mulți și nu mergea, nu. N-aveam starea aia necesară. După aia la munte, când am fost, mi-a fost mie rău și n-am avut energia să fac vlog, deși am avut o glumă super bună de început pe care o să vă zic acum dacă n-ați văzut story time-ul. Eu am fost la Râșnov și puteam să încep videoul așa. Vă salut din parcarea de la Râșnov. Știu că acum 2 săptămâni a fost aici Rockstadul, dar am venit așa târziu să fiu sigur că au plecat toți aia care au pus manele în parcare. Acum trebuie să fiu atent că în zona asta, acestei minunate metropole numită București, în zona Gării de Nord e plin de aurolaci. Și să am grijă să nu fure vreunul telefonul când îl am în mână și mă filmez. Puteam să-mi iau trepiedul ca să nu tremure mâna, dar nu mai aveam loc de lânghiozdan și să-l țin în mână tot timpul era prea evident. Oricum tare mie că o să mă recunoască careva în gară că așa pățesc în general. Ce interesant la orașul ăsta e că până în ora 6 și un sfert, 6 jumate, nu e nicio mașină pe stradă. Cum se face ora 6 și jumătate cel mult, se umple. Acum e cam și un sfert, dar imediat se face aici, dita mai, coloana de mașini. Și nu faceți gălăgie că îl treziți. Cu ce viteză merge trenul? 23 la oră. Și am coborât din tren, mi-am pus și o hanoracu cu gluga mea de asasin. Da, mă cred un fel de Altair acum, sau ei, ți-o decideți voi cu ce asasin semăn. Bun, am coborât și eu din tren, după vreo 2 luni și jumătate de stat acolo. Aveam și o nevoie la baie, dar ghiciți ce? Blocată baia și când am ieșit, inundație pe jos, era o baltă. Sper că era apă și nu era altceva ce era apă. Noroc că și cum erau la noi, locurile erau mai sus. Bineînțeles, cum am menționat mai devreme, mi-au fost luate locurile. Am avut întârziere de vreo jumătate de oră, dar într-un final am ajuns în Câmpul Lung. Păcat că am început să plouă și mi s-au dat un pic telefonul. Am vrut să filmez un pic și prin gară, dar era plin de aurolaci acolo în Gara de Nord. Și la un moment dat era o bancnotă de un leu învelită într-o hârtie pe jos. Am trecut vreo 10 oameni pe lângă ea, nimeni nu s-a plecat să o ia. Bine, dacă era una cu caragele, imediat o șutea careva. M-a dat în vorbă careva, bre, bancnotă, nu e leul meu.
Lasă că-l ia careva și până la urmă ghiți și el a luat. Unul de la pază. Și am ajuns și la cazare. Hai să vă prezint ce vă puteți lua 3 nopți cu 7 bețe. E frumos aici intrarea, un cuier, da, știu că arată cam combinezon, dar e pelerină. Aici aveam niște papuci, niște gel. Dacă sunteți din Chișinău, puteți să-l beți cum au făcut Tonina în mijloacele de transport. Wi-Fi, parolă, ignorați umbrelele și bocancii. Dita mai și fonierul aici. Dar nu, n-am loc în el. Eu mă mai bag în dulapuri, dar aici nu am loc. Masă, prize destule, un pat. Lăsând deoparte patul ăsta nefăcut și nu vreți să știți ce s-a întâmplat acolo, avem aici și una bucată baie. Ne-a lăsat și șampon cu săpunul, am venit noi. Salut! Surprinzător am avut uscător de păr, ne-au lăsat mai multe chestii. Îmi place că avem ăsta de... care, așa, e automat, hai să-l facem risipă. Cabină de duș să se spele și rockerul, deși îmi place ideea asta de vezi înăuntru. Ce nu mi-a plăcut mie la cabina de duș? Perdeaua asta e cam nașpa și s-a și tăiat pe aici, cred că a avut una unghiile mai mari și le-a tăiat. Mașina de spălat să speli chiloții. Să vă prezint și bucătăria, nu facem reclamă la Kaufland. O masă s-o întinzi, da, mai aveam niște scaune acolo. TV, nu știu dacă e smart. Ia. Ok, n-are Netflix, ignorați parfumurile, să nu vă prind că fumați. O bucătărie mare și avem de toate. Microunde, de ăsta e făcut ca avea. Pe aici am văzut și încă o cană de fierbere, sandwich maker, boiler, deși avem și centrală și a curs boilerul ăsta seară. Se făcuse balta aici, dar văd că n-a mai curs. Așa, închide-te. Vasele pe care le-am spălat eu, că sunt un om foarte harnic. Îmi place că sertarul ăsta nu se deschide, ci că ar face parte din blace, mai coș de gunoi de la umplut, alte chestii pe aici. Ia, ce mai de arătat? Aici niște cratițe, o să vă fac un cooking vlog în minutele ce urmează. Ustensile mai multe, mai am ceva de arătat. Cuptor, hotă, aragaz. A, și piesa de rezistență ar mai fi că dacă ni se face frig, avem aici termostat. L-am folosit un pic aseară că ne înghețau bucile, dar acum nu mai e nevoie să încins atmosfera. A fost un pic afară, am luat niște prăjituri să ne îndulcim, dar cam plouă. Aș filmat pe afară, dar mi se uda telefonul într-una. Bun, acum o să mă apuc de făcut un cooking vlog și vedem mai târziu. N-am filmat și la festival, că am zis să mă bucur de el. Se auze oricum și cam groaznic, v-am arătat pe Instagram, aveți undeva pe lângă capul meu numele meu pe Instagram să dați follow. Și când am plecat, tot țiuiau urechile până ce am ajuns aici la cazare. Și e cam un kilometru, am mers un kilometru pe jos și ne tot țiuiau urechile. V-am pregătit aici orez cu lapte. Hai să mergem până la magazin să luăm spaghetele. Ce Dumnezeu lui asta? Uite cum a fie spagheta. Îți dau tampon că te-ai pătat. Te rog, nu-i pentru YouTube povestea aia, da? Poate pe OnlyFans la 40.000. Am filmat și pentru cooking vlogul ăla. O să-mi ia Nițel să editez. Acum testăm niște prăjituri pe care le-am luat de la una dintre cele mai lăudate, dacă sunt mai multe, cofetării din oraș de aici, anume de la Iepurașul. Am luat așa. Asta se cheamă iepuraș, un ecler jumate mie, jumate ei, două amandine și două, nu știu cum se cheamă astea, dar arată Boema. Bine. Boema, am înțeles. Și avem aici un vin de dabea albeau, că am băut destul la seară și nu mai intră. Ia să vedem cum este prăjitura numită iepuraș, exact ca și cofetăria în sine. Ți se scoală pula, atât de bune. Luăm și o bucată de amandină, ca astea sunt preferatele mele. Am orgasm. Deci după spaghetele alea făcute de mine și salată, amandinele astea sunt definiția orgasmului stomacal. Deci foarte bune prăjiturile astea de la Iepurașul. Le-am dat 5 stele pe Google. Deci dacă sunteți din zona asta, Câmpul Lung și ce localități mai sunt în jur și vreți să ieșiți cu gagica voastră la o prăjitură, mergeți la Iepurașul. Mai ales dacă și ia valintă pe voi Iepurașul meu cu cocona și chestii de astea. Deci le-am dat 5 stele.
Dacă ați fost pe acolo, dați și voi cistele la locația aia, că sunt cele mai bune prăjituri de le-am mâncat vreodată. Bă, chestia e că locația se cheamă Studio 34. Când am văzut pentru prima dată aici, cum se cheamă, încărcătorul ăsta, am crezut că e de la o cameră în supraveghere, că mai lucrez domeniul, dar după am văzut că aici e routerul. Văd că mai, nu știu, cred că ăsta e un spațiu de depozitare. Ideea că asta a fost o casă veche, mă rog, etajul etaj și aici parterul l-au renovat. Și mai aici încăperea asta și cred că tot e de depozitare. Da, aici e perete tare, dar aici, aici e rigips. Și cum spuneam, eram curios, locația se cheamă, cazare se cheamă Studio 34 și eram curios dacă nu a fi fost vreun studio ceva de aici de ăsta, de filmează lumea cazată și postează pe internet, că dacă e așa și n-am văzut noi camerele, le-am dat materiale destule. Dacă e să fost filmați, o să apărem pe, probabil pe grupurile aia de Telegram în vreo săptămână cel mult, noi și cu Backpack Your Life. Te salutăm, Cătăline! Dacă strângem 100 de like-uri la acest vlog, mă arunc în râu data viitoare când trec pe aici. Am vrut să vi-l filmez și aseară, dar nu, se vedea că era prea întuneric. Dar văd că e destul de umflat, cred că a plouat mult mai spre izvor. Dar nu-mi place că lumea de aici e ca la țară și aruncă gunoaie în draci. Stau și mă gândesc la fotbaliștii ăștia doi. Nu le-o fi frig așa în curugol? Pe lângă că e o vreme ca în Anglia, de plouă într-una, mă simt și ca la electric este la când noroi aici. Răsună mișto muzica, dar e teroare, mă, cu noroiul ăsta. Cel puțin cine s-a mai dus la electric este mers, că acolo e dezastru cu noroiul. He. Las că avem noroi și aici în sudul țării. De aici nu mai are rost să filmez, că nu o să mă mai aude muzică. Așa că undeva pe lângă capul meu Instagram-ul, mai vedeți acolo ce mai pun pe story. Vă salut aici, în târziu din noapte, în Câmpul Lung. Mergem acum către cazare, că n-am putut să stăm până la final, că deja ne-a luat cu frig. Avem pelerine, poate mă strope acum. Hai, aveți grijă, poate nu va înjura nimeni, da. Ca să-mi bărți pe șosea și mie, că ne strope șoferii. N-am mai stat până la final, că e umezeală multă, ca tot dat. Burniță, chiciură, cum mi s-o spune, a plouat mărunt. Și în combinație cu frig, vânt, ne-a cam luat cu frig. Și decât să ne trezim cu dita mai răceala, mergem la cazare unde e căldură. Mâine, dacă este vremea frumoasă, vă scot și pe voi un pic prin oraș. Eu am fost, dar n-am putut să filmez că ploua. Poate nu mai plouă mâine, dar oricum, măcar avem umbrele. La festival nu ne lăsa cu umbrele, că obiecte contundente, deși nu ne-a percheziționat nimeni. Nici aici, nici la Stomberg. Deci dacă aveam un pistol la mine, sau chiar o vestă explozivă peste hanorac, puteam să intru fără probleme. De data asta am întârziat puțin, am vrut să prindem Bucovina, dar am ratat vreo 3 chestii de la ei. După aia am mai cântat niște străini, care, cum să spun, a fost mai mișto azi ca ieri. Ieri parcă era basul, nu știu, prea tare dată muzica de... Cred că ați văzut și voi pe Instagram cât de oribil se auzea. Acum n-a mai fost muzica dată așa tare. Bă, dar au fost niște moșpituri la Haunted, sau cum erau? La The Haunted. A trebuit să băgăm. Hai că vine și trenul. Perfect, poate sar acum în fața trenului. Deci s-au făcut niște moșpituri la The Haunted. Am băgat fuga de acolo, că muream în moșpitul ăla. Și așa am văzut oameni căzuți pe jos pe acolo. Bine, cum pica unul în... pe jos de la moșpit, ridicau alții, dar totuși n-aveam chef să cad să-mi rup gâtul, că eu sunt în stare de chestii de genul. Măcar m-a recunoscut careva. Era un tip, nu știu dacă mai, cred că mai mic ca mine de vârstă, se uită așa spre mine și am zis, dacă am eu o chestie așa, mai anxios, dacă se uită careva spre mine, mă fac că nu mă uit spre el. Bă, așa și eu mai în defensivă, mereu să evit contactele cu unii oameni. Dar de unde? Că a venit și m-a întrebat, Saul, pot să fac o poză cu tine, te urmăresc de pe YouTube. Da, bineînțeles, da, să-mi dai și tacă, altfel chiar mă supăr. Aștept să pună omul pe Insta, să vă arăt, să aibă și el motiv de mândrie că l-a găsit pe YouTuber sau preferat după alți 50. Și trece dita mai trenul de marfă. E marfă, dar totuși trebuie să stăm după el acum. Mă, dar ce dracului cară, mă? Ulei? Cereale? Să scrie și mie cineva în comentarii ce poate să care în... Bine, cred că ceva lichid, dar cine se pricepe să-mi scrie în comentarii, chiar sunt curios. Și trece acum, cred că, ultimul vagon. Gata, hai că am scăpat de tren, s-a ridicat și bariera. Ce costă? Am urât-o de el. Ce faci, bă? Uite cu tăticodiță. Ce-i, bă, cățelule? Ce-ai pățit?
A venit toamna. N-au căzut frunzele încă în 2022, dar am căzut eu trist și îngenunchiat de ani. Hai că am ajuns acum la cazare, îmi tremură mâna de frig. Mai suntem și filmați. Bă, aprinde becul. Alo, nu se mai aprinde becul ăla. Gata, mersi de lumină, boss, se vadă. Hai mă, odată intră aici. Cum intră, mă, mâncațeș? Hai, deschide-te. Hai. Ah, unde-i dracu, îți aprinde becul aici. Gata, căldură. Mâncava și gura voastră. Dacă aici e noroiul ăsta, cred că la electric este mai rău. Uitați și voi în ce hal sunt adidașii mei. Ea e norocoasă, bă, care are bocanci. Eu am adidași ăștia, sunt mai țărani de felul meu. S-a pus un pic și de noroi și pe pantaloni. Bă, ce am ajuns și noi acum la cazare. Am băgat niște spaghete încălzite la microunde și sunt comestibile. Am făcut și un duș cald, cât am mai avut apă în boiler, deși avem centrală și nu vă logica. Și am văzut acum, mă rog, ea a văzut pe telefon că a început dita mai, nu prea se vede bine pe telefon, dita mai ploaie acum, deci da, n-am apucat să vedem pe ultimii pe Paradise Rose, dar ne rupea ploaia. Măcar am evitat o răceală. Ah, vă salut de aici de la cazare, sunt obosit că am venit din oraș, dar să vă prezint ce mi-am cumpărat. Ghiciți ce este asta? Este o husă. Pentru ce este husa aia? A picat pe covor. Este pentru, bam, bam, baioneta asta de pe CSGO. Cât credeți că am dat pe ea? 35 de lei. E un China Shop sau cum se chema? China Mega Shop. Ceva magazin de orezari și, acum o să zic că lumea că sunt rasist. Și l-a văzut ea undeva pe lângă unde era casa de marcat, cum ar veni. 35 de lei, imediat am vrut să-l iau. Chestia că am văzut noi un briciag, mai mic ca ăsta, bine, ăsta nu e briciag, era un briciag desfăcut, era aproape cât ăsta, în Carrefour. Era mișto, era cu Spider-Man, dar era vreo 50 de lei. Lasă că mai bine l-am luat pe ăsta. Și e bun, că nu se rupe, am tras de el, mi-am tăiat niște păr de pe picioare, e bun. Oricum, tare mie că o să ajung să-l folosesc. Dar până să ajung, de ce, la subiectul, de ce cred că o să ajung să înjunghi pe careva dacă mai stau două zile aici? Ei bine, în magazin până să plătim ce ne-am mai luat, mi-am luat și o perie de păr, că na, aia rotundă cam rupe părul, și-au luat și niște elastice de păr și un sutien, o să vă zic de ce am specificat că și-au luat un sutien. Una dintre chinezoicele de acolo, erau chinezoice sau core? Cred că chinezoice. Se chema China Shop, hai că și-o să deștept. Una dintre chinezoicele astea tot făcea că vorbește la telefon. A pus ea pe telefon ceva, nu știu, o discuție, un podcast, ceva, să pară că vorbea la telefon. Oricum nu înțelegeam ce era, că era în chineză. Și ea se tot uita la noi, trecea pe la noi cum ne plimbam printre rafturi. Într-adevăr, păream cam dubioși. Eu cu hanoracul cu glugă pe cap, că mi-era frig, ea avea ghiozdanul, că na. Am mers noi cu ghiozdanul ei să nu, na, am avut niște umbrele și ce ne-am mai cumpărat din oraș. Până în momentul în care a văzut respectiva femeie de la magazin că ea și-a luat un sutien și eu mi l-am pus așa la mișto să văd cum ar sta, am trecut pe la raionul de jucării, ea luase o păpușă și eu voiam să o dezbrac și ea făceam, ce craci are. După aia erau și niște pistoale, mă făceam că trag cu pistoalele prin magazin. A observat vânzătoarea că suntem doar handicapați și ne-a lăsat în pace. Acum să vă spun de ce cred că o să ajung să folosesc cuțitul ăsta pe cineva dacă mai stau două zile aici. Întâi eram la o patiserie. E aici o patiserie și o cofetărie, e purașul. Pe stânga, cum te uiți la bloc, cofetărie, pe dreapta patiserie. Am fost la patiserie, ne-am luat și noi ceva de halit, stăteam la mese afară, la masă afară, că nu suntem așa grași să ocupăm mai multe mese, și vine o boschetară, o cerșetoare de, nu știu, 10-12 ani, că ne-a văzut când mâncăm să-i dăm și ei ceva. Am zis, n-avem, suntem mai amărți ca tine. Și ne-a luat cu, să vă ajute Dumnezeu. Bă, tu vii la Rocer să iei cu să vă ajute Dumnezeu? Futu-ți rasa, mătii, toată țara ne face satanii și vii la noi cu să te ajute, să vă ajute Dumnezeu? Bă, ce dracu, mă, înțeleg că ne iei de fraier ca să-ți dăm ție bani, dar acum ne vrei și răul sau cum? Păi suntem satanii și ne iei cu să vă ajute Dumnezeu? În fine, ne-am mai plimbat prin oraș și era dita mai dulou pe care, nu știu dacă l-am filmat, am apucat să-l filmez sau nu, boschetari pe stradă, destul de mulți, că pentru un oraș cu 30.000 de locuitori, destul de mulți boschetari pe kilometrul pătrat. Mergem în Kaufland, la intrare era unul care zicea, asta e noua modă acum, dar nu știam că se refera la părul ei, că ea are părul albastru.
În fine, ea mi-a zis mai încolo. Am intrat noi acolo, ea să lase ghiozdanul unde sunt dulapurile alea cu cod. Nu mergeau alea și era un gras cu o vestă reflectorizantă, un dorel de ăsta de pe șantier, stătea pe acolo și se uita la alea. Și ea, ăla voia să ne vadă codul. Noi bineînțeles că l-am văzut, am schimbat parola, a zis și ea cu gura mare, stai să schimb codul. Și a plecat ăla, a văzut că nu iese figura. Oricum, am pus și lângă, am pus mâinile, nu mai vedea, ia ți-e tasta, da, apoi să mai vadă vreun prost din ăla din magazin. După ce trecem de ăla, pleacă ăla, intrăm, ne luăm un coș, intră ăla de afară care comenta. Am zis, bă, stare față, zici că e speriat de bombe. Și îmi zice gagica mea, păi ăla era ăla care zicea afară, ăsta e mod acum, cred că zicea de părul meu. Bă, atât de handicapat era. Și la un moment dat veneam de pe la fructe, legume, pe unde dracu am trecut și el venea de la băutură. Dar oricum ăla era droga, nu era beat. Cum ne-am intersectat acolo, s-a dat așa în spate, jumătate de raion s-a dat așa în spate. Era speriat, ziceai că l-a văzut pe dracu. De parcă i-a arătat vreunui cerșetor un manual de mate. Bă, să te sperii, halua de gagică mea, singurul care are dreptul să se sperie de ea, sunt eu când o văd seara cu masca de castraveți pe față, să fie clar. Da, oricum voiam să mă întorc să-i zbor vreo două, să-i zic, bă, chiar așa urâtă ți se pare de te sperii de ea, vrei să te sperii și eu cu vreo două? Dar oricum îl era rupt de droga, nu mai avea dinți în gură. Destul de prietenoasă lumea în orașul ăsta. Păcat că e un oraș frumos, dar niște cetățeni, întocesc cuțitul pe ei să-mi bag picioarele. Nu încurajez violența, dar evitați contactul cu handicapații ăștia. Cei care sunteți din zonă, vreau să-mi scrieți dacă așa e lumea în general aici. Drogați care se sperie de fete cu păr albastru sau cerșetori în magazin. Și vrăbi, lasă vrăbile aia. Deci în Kaufland erau vrăbi printre rafturi și au venit doi copii părând la noi. O fetiță care a fost și ieri să ne ceară bani și azi a mai venit unul, un pic mai mare cu vreo 2 ani. Părând așa, ai să-mi dai un leu? Nu, ai să-mi dai un leu? Pleacă. Vine ăla, ai să-mi dai un leu? Bă, venea să le zbor două capace. Păi eu vin aici să-mi cheltui banii, să cumpăr de mâncare și să mai dau și ție. Nu vezi, bă, că e inflație? Dă-te în rasa, bă, tii de cerșetor. Pui, bă, eu am zile în care rup cârca să pot să merg și eu așa într-o mini-vacanță și ăștia umblă cu bani căcălău. Iar morala poveștii este următoarea. Dacă vă prind că dați bani la cerșetor, vă cuțitez. Glumesc. Nu dați bani la cerșetor, dați numai mâncare direct, dacă știți, sigur, 100.000 din cartier de la voi și amărât. Dacă vreți să faceți un bine cu banii, nu-i mai dați la cerșetori și nici la biserică. Intrați pe Crucea Roșie, intrați pe Salvați Copiii, intrați pe fundații din astea și donați-vă acolo cât vreți voi, dar nu mai dați bani la cerșetori. Vă gândiți, bă, e un leu. Nu e un leu, că ăla într-o zi face mai mulți lei decât cât faci tu într-o lună. Stai liniștit. Așa că nu mai dați bani la cerșetori, dați direct la fundații din astea și oricum, eu de felul meu nu ajut un om pe stradă oricât de amărât pare, dar dacă văd un animal și am la mine o bucată de covrig, îi dau. Mai bine ajutați naibii, nu știu. Vedeți un câine amărât pe stradă și un magazin pe lângă voi, luați și voi un cârnat și îi dați la el să mănânce. Eu mai repede aș face astea că să-i dau unui eurolac. Că și așa majoritatea banilor lor, fie se duc la șefii lor, că vă dați seama că e o mafie mare cu cerșitul, cu traficul de carne vie, sau se duc pe băutură, țigări și droguri. În concluzie, nu dați bani la cerșetori. Și aici se încheie și vlogul meu. Sper că v-a plăcut această excursie a mea la Câmpul Lung. Diseară aș mai putea să mai merg la ultima noapte de festival, însă nu mai mergem că 1. O să plouă un draj diseară, 2. Toată dimineața am stat să ne spălăm încălțările, gagica mea e deșteaptă și a luat bocanci, bine, ea poartă bocanci toată vara. Eu a trebuit să eu mi-am luat Adidas și ghiciți cu ce mi-am uscat, cu fânul. Am stat să dau cu fânul toată dimineața să-mi usuc Adidas și că intrase noroiul ăla în ei de o găsit toți dracii. Așa că sfatul meu, faceți ca cei de la Electric Castle când se duc la festival, nu contează cât de cald e afară, ei și-au cizme de cauciuc, că e dezastru cu noroiul acolo. Bun, se încheie aici, o să postez probabil înainte vlogul ăsta, că e foarte lung, vă voi posta și cooking vlogul, că e și mișto. Ne vom auzi data viitoare și da, să scrieți în comentarii ce locuri mișto din țară să vizitezi și îmi recomandați, dar de preferat să nu fie din Maramureș și unde se agață harta cu aici la capăt al țării față de mine, de zona Bucureștiului. Ceau les tuturor! Dimineața tuturor, ora 5 dimineața și mergem către gară
Și când cauți un câine vagabond, nu-l găsești, că ne-a mai rămas niște pizza și cu salam și nu găsim un câine să-i dăm să mănânce pizza cu salam. Bă, cauți un câine în parc, nu-l găsești și ziua e plin de-i. Am lăsat mâncarea lângă un cuș de gunoi, primul câine care trece o să facă colesterolul mare, probabil. Ne-a sosit și trenul, vlogul se încheie aici.